Constructorul a efectuat în prezența echipelor primăriei municipiului Timișoara și STPT primele probe de circulație pentru noua infrastructură de tramvai de pe bulevardul Stan Vidrighin, investiție care se află încă în perioada de execuție. Probele au fost efectuate de la un capăt la altul al bulevardului și nu au fost identificate probleme privind liniile cale și liniile aeriene. Noua infrastructură de tramvai a fost testată atât cu o garnitură pentru transportul călătorilor, cât și cu tramvaiul plug, care asigură curățarea liniilor pe timp de iarnă. Circulația tramvaielor pe toată linia 4 de pe cetății, de asemenea modernizat complet până pe Vidrighin și retur, va fi reluată odată cu recepția investiției. Modernizarea bulevardului Stan Vidrighin, investiție majoră a primăriei Timișoara în infrastructura de transport public și rutieră, se află în ultima etapă. Constructorul mai are de executat mici lucrări la infrastructură, montare, mobilier stradal și de amenajat spațiul verde. Șantierul a fost deschis în anul 2022. Valoarea totală a investiției este de peste 100 de milioane de lei, din care cofinanțarea europeană este aproximativ 67 de milioane de lei, prin programul regional Vest 2021-2027.